Casa de Cultură a Tineretului George Enescu va fi gazda evenimentului TEDx Woman 2015. Într-o lume a globalizării, această organizație non-profit bazată pe voluntariat dorește să aducă în fața publicului idei care schimbă concepția despre viitor prin mai multe inițiative. La conferințele ce au loc pe întreg mapamondul, lideri din diverse domenii de activitate împărtășesc trăiri și convingeri pentru un stil de viață de calitate. În cadrul evenimentului de la Reghin vor fi trei speakeri live: Ana Maria Negoiță, om de artă și critic specializat în artă islamică, cu o experiență vastă în lumea culturală. Aș spune mai degrabă că strămoșii mei sunt modele. Din ce în ce mai mult tind să acord o mare atenție cercetărilor genealogice spre a găsi în direcția strămoșilor mei valori care într-adevăr merită transmise mai departe atât contemporanilor mei, dar și următoarelor generații. Recent au apărut niște studii care au dovedit că prin ADN noi moștenim de la strămoșii noștri nu doar culoarea părului sau a ochilor, ci și mult mai multe lucruri precum valori comportamentale, aptitudini, deprinderi. O altă prezentare va fi făcută de Irina Macedonski, doctor în literatură, strănepoata poetului și dramaturgului Alexandru Macedonski. O să vorbesc despre un tip de arheologie, arheologie emoțională, mai exact despre manierele în care fiecare dintre noi interacționăm cu obiectul. Mesajul principal e acela că, indiferent dacă ești specialist sau nu, în momentul în care întâlnești un obiect care îți relevă un anumit fragment de istorie, îl încarci cu o poveste care e personală și subiectivă. Iar acest lucru trebuie să-ți creioneze, de fapt, o conduită prin care interacționezi zi de zi cu obiecte. La cuvântări va lua parte și Oana Călugăr, trainer și expert IT, puternic implicată în ultimii ani în antrenarea și susținerea startup-urilor din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. De asemenea, la TEDx Woman 2015 de la Reghin vor fi prezentate și speech-urile actrițelor Maria Bello și Jane Fonda, a fostului președinte al Statelor Unite ale Americii Jimmy Carter, precum și a legendei tenisului Billie Jean King. În cadrul evenimentului vor fi încurajate donațiile către Casa Educației, asociație care susține în prezent prin regim de burse individuale un număr de 27 de elevi în învățământ gimnazial și liceal cu rezultate foarte bune la învățătură, dar cu risc major de abandon școlar din cauze sociale, economice, etnice sau situații familiale grave.